Costul creditelor nu se modifică. Banca Națională a României a decis în ședința de astăzi să mențină dobânda de politică monetară la 1,75% și păstrarea nivelurilor actuale ale rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Dobânda de politică monetară este nemodificată din luna mai anului trecut, atunci când a fost diminuată de la 2% la 1,75%.